Bine v-am regăsit la un nou tutorial, un tutorial în care o să vă arăt acordul C minor, B minor, cum se zice în limba engleză, un acord destul de interesant care se cântă cu bare în spațiul 2. Iar degetele 2, 3 și 4 vor fi așezate în felul următor: degetul 2 în spațiul 3, coarda a doua, degetul 3 în spațiul 4, coarda a patra, și degetul 4 în spațiul 4, coarda a treia. Și el sună cam așa. Îl mai explic încă o dată. Bareu în spațiul 2, degetul 2 pe coarda a doua în spațiul 3, degetul 3 pe coarda a patra în spațiul 4 și degetul 4 pe coarda a treia în spațiul 4. Pentru a-l exersa, trebuie să îl cântăm numărând 1, 2, 3, 4, mână jos, 1, 2, 3 și când ajung la 4, trebuie să-mi pregătesc, să aduc mâna sus, mâna stângă sus, să-mi pregătesc acordul. Deci 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Ca să fie un exercițiu mai complex, putem să-l combinăm și cu alte acorduri, dar așa poate fi un exercițiu de început pentru a putea prinde și bareul și celelalte 3 note aflate sub degetele 2, 3 și 4. În ceea ce privește... Haideți să vi-l mai arăt odată. Degetul 1 apasă bareul în fretul 2, în spațiul 2. Degetul 2 vine pe coarda a doua în fretul 3. Degetul 3 vine pe coarda a patra în fretul 4. Și degetul 4 vine pe coarda a treia în fretul 4. Tot în fretul 4. Înainte de a ne despărți și de acest video, ca și de celelalte, vă spun să încercați să vă abonați la canal, să dați câte un like și să scrieți câte un comentariu. Să vedem ce părere aveți despre videourile acestea și ce vreți voi să învățați pe viitor. Până data viitoare, spor la studiu!